Bine v-am găsit. Aș vrea să fac astăzi un potențiator de gust pentru mâncăruri, natural, fără adausuri de euri, din frunze de leuștean, pătrunjel, țelină, cos de ceapă verde, câteva frunze de busuioc, ardei, gogoșar, roșii. Am cântărit câte 200 de grame de leuștean, țelină și pătrunjel pe care le voi tăia în bucăți mici și le voi pune în bol. Le-am cumpărat din piață de la țărani. Au o aromă foarte puternică față. Am terminat de tăiat leușteanul, acum voi tăia frunzele de țelină. Se pot lăsa și tulpinile, chiar dacă sunt mai grase. Acum am să tai pătrunjelul. Cos de ceapă. Am cam 20 cos de ceapă. Câteva crenguțe de cimbru, am vreo 15 frunze de busuioc, din plantele aromatice puneți cam cât considerați, dacă vă place mai aromat sau nu, sau dacă vă plac aromele de la ele. Și am 600 de grame de roșii. Și roșiile, acum voi tăia gogoșarul și ardeiul. Puteți să puneți cantități mai mari de ardei și gogoșar dacă doriți. Se poate pregăti foarte repede. Are un conținut bogat în vitamine, minerale, antioxidanți, și au un gust foarte plăcut. Acum le voi prelucra cu blender. Voi pune 2 linguri de sare. Și le amestec pentru omogenizare. Și voi pune compoziția în borcane mici. Ideal ar fi borcane cât mai mici, de circa 200 de mililitri, dar nu mai mari de 300, 300 și ceva. Pentru că o lingură, maxim două, va fi suficient pentru a da gust mâncărurilor. Încep să pun în borcane. Pun în continuare până când termin toată cantitatea. Am obținut 5 borcane de 200 de mililitri, 2 de 330 și unul de 250. Le voi pune în cuptorul electric la 100 de grade Celsius timp de 2 ore pentru a se steriliza.